Scorpion ar veni cu partea a doua sau a treia, nici nu mai știu a câta parte, că a fost cam ruptă înregistrarea asta. Cu finalul pentru partenerul, partenera voastră, persoana de care sunteți interesați, așa, care este 9 de monede. Mă gândeam că aceste cărți reprezintă și o bucurie, o căsătorie, un potențial de căsătorie și bucuria pe care o resimte unul din parteneri în momentul în care este cerut în căsătorie sau mergeți la biserică. Dar parcă nu m-aș hazarda să fac această predicție pentru că există această inimă frântă, mai presus de toate celelalte cărți care au apărut, da, care sunt în spate, ca și energie comună, e această inimă frântă care trebuie înainte de toate vindecată ca să puteți începe, să puteți materializa o relație echilibrată, un început cu pasiune, da? Poate că o să mai clocotiți o perioadă până se adună ei și, în primul rând, până se echilibrează mental, pentru că nu sunt într-o stare foarte bună. Poate ei au un eveniment la locul de muncă, poate sunt născuți în semnul peștilor și își serbează ziua de naștere, pentru că este o imagine care evocă multă bucurie cu cei apropiați. Și fiind în postura casei a 10-a, mă gândesc, simt că ar putea avea o petrecere. Nu o fi pești, o fi o cunoștință în semnul peștilor, se duc la o petrecere, se duc la ceva și se simt foarte bucuroși, sunt foarte atractivi tocmai pentru că emană pozitivitate, vă place, îi adorați în momentele acestea. Îi adorați și totuși să nu uitați că sunt într-un dezechilibru, da? Și dacă reușesc până la sfârșitul februarie, s-ar putea chiar să se echilibreze un pic. Dacă se concentrează pe muncă, finalul pentru februarie este 9 de monede, care reprezintă o persoană independentă. În cazul în care, revin la această imagine care m-a marcat, în cazul în care fostul sau fosta i-a lăsat cu probleme financiare, da? Reușesc să se vindece și acest hermit, da, să îl aducă pe îngerul echilibrului în poziție normală, da? Și într-un final, muncind și concentrându-se pe nevoile lor reale, nu ideale, să ajungă la acest 9 de monede care, repet, reprezintă o persoană independentă, care are multe reușite, multe acumulări financiare, toate obținute prin muncă proprie, multă experiență și multă înțelepciune. Și să nu uităm că au 6 de monede și în poziția dorinței, au 8 de monede în poziția inimii. Cred că, în primul rând, dacă nu-și doresc o relație echilibrată, își doresc să se echilibreze ei financiar. Își doresc ei să nu mai fie în postura de a avea nevoie, dar uitați-vă, acesta cerșește și celălalt primește. Nu-și mai doresc să repete postura în care sunt lăsați de izbeliște, dar revin la acea carte, revin la acea carte. Au fost lăsați de izbeliște de cineva și nu-și mai doresc, își doresc să se echilibreze, ei să fie în echilibru, pentru că, da, uitați, revin, sunt în dezechilibru și își doresc echilibru și cred că îl vor avea într-un final de februarie și poate nu vă veți căsători chiar luna asta, pentru că această imagine e persoane independente, unei persoane singure care se bucură de singurătatea lor. Dar asta nu înseamnă că nu puteți intra într-o relație cu ei, da? Este foarte posibil. Dacă tot am trebuit să intru în partea a doua, o să încerc să aleg o carte de aici, care să vă dea un verdict pentru partenerul, partenera voastră care e oarecum confuz, așa simt eu, o stare de confuzie. Știu, nu-i 7 de cupe, e 10 de cupe, dar îi simt oarecum dezechilibrați și aș alege o carte
Da, Regina de Monede, foarte frumos. Deci, e clar, își doresc să fie reprezentarea perfectă a unei soții, a unui bărbat, a unui soț, dar au de lucru la partea financiară. Regina de Monede, asta ca să nu stric eu cărțile, Regina de Monede este una dintre perechile perfecte pentru marele preot, pentru că reprezintă Taurul, Fecioara sau Capricornul, este un semn pământean, are trăsături pământene și o gândire pământeană, da? Și o persoană foarte creativă, muncește, fertilă, da? Puteți face copii, deci puteți avea această fericire împreună, dar înainte de toate trebuie să-și găsească echilibru interior. E o persoană foarte echilibrată, această regină de monede și a apărut ca și clarificator în cărțile lor. Și-ar dori să fie soție sau soț a dumneavoastră, eventual, că bănuiesc că de dumneavoastră e vorba, dar probabil că mai e de lucru. Luna aceasta, deocamdată, încep să manifest acest nou de monede care reprezintă imaginea unei persoane singure, dar deschisă la aventuri, deschisă la o nouă relație, dar care, totuși, undeva în timp și-ar dori să devină soție, o relație echilibrată. Sper că mă înțelegeți. Lucrurile astea, explicațiile acestea vin foarte spontan, nu le căutăm. Acum o să caut din cartea oracolului un sfat pentru dumneavoastră pentru februarie 2019. Scorpion, Soare, Lună, Venus, Ascendent în Scorpion, un sfat. Și venit. Sunteți pe pământ un înger al pământului care s-a născut să protejeze, să hrănească și să învețe despre natură și animale. Știu, sună ciudat, pe Facebook o să încerc să vă dau mai multe explicații legate de această carte. Ideea este că este posibil să fiți chemați să protejați această persoană care în acest moment are un pic nevoie de protecție, da? Repet, e în dezechilibru și trebuie să se echilibreze. E într-o efuziune emoțională fantastică care deja îi duce către un idealism ieșit din comun. Și-ar dori să se echilibreze și ei, și-ar dori și o relație echilibrată și voi ca și îngeri, da? Aveți interesant, înger al pământului și marele preot, care este imaginea unui preot, înger, da, este mesagerul îngerilor pe pământ și este semn de pământ. Bănuiesc că simțiți legătura. Simt că este vorba de dumneavoastră să-i protejați pe cei din jur. Și mai ales pe această persoană până se echilibrează. Repet, nu degeaba ați avut 3 de săbii. Și persoană defensivă, e oarecum defensivă, s-ar bucura și nu s-ar bucura, nu cam, nu prea știe, nu prea e convinsă. Iar mai este și body work, lucru cu corpul vostru, controlul, da? Lucru cu corpul poate să reprezinte această carte, da? Echilibru, să se echilibreze, să se vindece. Chiar dacă e poziția lui Mercur, poate să reprezinte și lucru mental cu corpul lor. Afirmații pentru sănătate și pentru echilibru. Da, dragi scorpioni, sper să rezoneze cu unii dintre voi și vă doresc dragoste și pace. Ne revedem luna viitoare. La revedere!